130 de oameni se plâng că au fost folosiți pe post de cobai fără acordul lor de un medic de la Spitalul CFR din Iași după ce au fost tratați cu un medicament interzis la nivel european. Unul dintre pacienții de ocazie spune că tratamentul primit aproape l-a orbit. Ligia Pricope are amănunte. Ligia, cum a fost posibil așa ceva? Până în 2007, medicamentul putea fi folosit și intraocular. Apoi s-a constatat că nu îndeplinea condițiile pentru un asemenea tratament și a fost interzis pe piețele europene. A fost înlocuit, în schimb, cu un medicament considerat mult mai sigur. În ciuda interdicției, medicul oftalmolog Eșan, acuzat, acum a continuat să-l folosească. Astfel că în 2009, doctorul i-a administrat 3 injecții cu acest medicament unui pacient. Bărbatul spune că acesta aproape l-a orbit. Oftalmologul susține însă că orbirea a fost cauzată de niște complicații apărute la nivelul ochilor. În ianuarie 2011, conducerea spitalului a emis un ordin prin care interzice complet folosirea medicamentului atât intraocular cât și intravenos. A doua zi după emiterea ordinului, medicul a injectat alți 17 pacienți. Conducerea spitalului a desfăcut contractul de muncă. Oana. Ligia, mulțumesc.